Iată, ne-a ajuns și în bucătăria matinalilor. Doamnelor și domnilor, în această dimineață l-am alături pe Dumitru Talmazan. Bună dimineața! Bună dimineața! Expert în social media, dacă putem spune așa. Astăzi vom afla secretele acestui domeniu care tot capătă teren în ultimul timp. Astăzi vom afla, pe lângă secrete, efectele poate negative, pozitive, asupra vieții noastre de zi cu zi. Și, desigur, vom găti. Ce gătim azi? Astăzi o să avem un asortiu din carne de rac de râu. Așa. Și o să avem și o salată. Așa. Ce fel de salată o să-ți spun mai târziu? Exact, pentru că mai întâi o să gătim carne de rac de râu. Eu le-am spus colegilor deja, este o diferență mare, trebuie să știți, carne de rac de râu și de crab sau de crevete. Asta e ceva. Văd aici și măsline, unde le folosești? La orez sau la salată? O să le folosim la salată, dar eu bănuiesc că există o combinație când se poate folosi și în sosul nostru, dar eu cred că trebuie să începem de la a pune vasele pe foc. Ei, acuș, mai zăbovim un pic, avem 3 ore la dispoziție. Dar atunci de la o cafea, de la o cafea, bine, chiar o să începem de la o cafea. Apropo, dacă e să discutăm despre domeniul rețelelor de socializare, zi-mi, rog, și mie, e bine sau e rău? Pentru că tot auzim tot mai multe și mai multe voci care ne zic că gata cu rețelele de socializare, ne poluează viața cumva, în loc să ne facă bine, ne fac mai mult rău și tot așa mai departe. Tu, ca și expert în acest domeniu. Treaba este că eu cred că este o fază inevitabilă. Rețelele de socializare, când eram mai mic, spuneau că televizorul ăsta nu e bine, pe urmă ziarul, pe urmă... Adică, practic, suntem într-o era digitalizării și noi nu putem să nu fim rețele de socializare. Desigur că sunt foarte multe minusuri, dacă noi vorbim despre securitate, aici foarte des și mai mult ca atât, trebuie să fim foarte atenți, începând de la ce postăm, unde postăm. Acum, în perioada estivală, a fost așa un trend tot mai des, spre exemplu, cu familia pleci la vacanță, în vacanță, și faci un check-in că ești la mare și ghici ce e cu apartamentul tău. Aha, și cineva care... Da, adică e o chestie în care trebuie să fim foarte atenți, există posibilitatea... Să fim moderați la informația pe care o publicăm. Asta, siguranță... asta reduce riscul rețelelor de socializare. Da, pentru că există în orice rețea socială posibilitatea să filtrezi cine și ce să vadă. Uh-huh. Inclusiv poze cu copiii mici, inclusiv cu ce ai în casă și adresa unde locuiești, dar toate astea sunt la nivel de securitate și le sunt controlabile. Nu este atât de grav și atât de strașnic precum sună din prima fază, însă ele până la urmă sunt inevitabile. Ele sunt inevitabile și a doua parte pozitivă și frumoasă. Chiar aici vreau să trecem, să trecem și la un punct pozitiv. El e foarte pozitiv. Rețelele de socializare sunt acel suport în viața de zi cu zi în care putem, unul, ține legătura cu rudele, prietenii de peste hotare. Ele sunt o modalitate de comunicare promptă. Eu pot acum să aflu care este situația acasă sau să stabilesc o întâlnire și, spre exemplu, rețelele de socializare, asta o înțeles înainte ca noi să conștientizăm asta. Și au început să adapteze tot sistemul intern după asta. Deci ai calendar în cadrul rețelei de socializare, poți stabili o întâlnire, te notifică, poți suna, poți scrie, poți vinde. Și aici vine faza pentru afaceri, pentru că acum unul dintre cele mai mici costuri per achiziție de contact, de sunet, poți să-l obții de rețelele de socializare. Deci, cumva contribuie rețelele de socializare chiar și la dezvoltarea economiei unei țări și, da, și economiei globale. Dezvoltă alte ramuri, alte... Acum, dacă vorbim de economie, acum afacerile au posibilitatea să facă externalizarea afacerii în toată lumea, fără să aibă oficiu undeva peste hotare, fără să aibă echipă peste hotare. Poți produce produsul în online și să ai angajați din toată lumea. Noi colaborăm cu diferiți oameni
prieteni, inclusiv datorită rețelei de socializare, pentru că există așa... Și ne găsim parteneri. Da, ca outsource, da, și acolo ai posibilitatea. De la ce vârstă ai recomandat tu să fii într-o rețea de socializare? Pentru că tot, vedem tot mai mulți depinde copii. Depinde în care rețea socială. A, nu, hai să luăm Facebook-ul, da, de la ce vârstă? De clasic e 40 plus, da? Adică acolo așa e trendul. Nu, dacă vorbim de rețele socializare, am văzut acum tot o noutate, un părinte și-a deschis copilul și zic că la 18 Account. Ani, da, și în fiecare lună postează poze în album și la 18 ani va... ca dona accountul copilului. Îi va da parola, da? Vă imaginați la ziua de naștere a copilului la 18 ani? El așteaptă un cadou, da, parola. Și acolo o fițuică. Na, tati, ai ajuns la majorat. Prieteni, noi avem încă foarte multe de discutat aici la bucătărie. Vom găti în această dimineață, așa cum ați înțeles, asortit din orez cu un sos făcut din cărniță de crab de râu și atenție, diferența, trebuie și n-am să obosesc a repetat, trebuie să facem diferența între crabul de râu și racul de râu și crabul și crevetele. Ei, dar până atunci, haideți ușurel să începem și cu horoscopul.